între Rai Neckar Löwen și cel mai bun handbalist român din 2013, Alex Șimicu, a fost în teren la meciul eveniment organizat de Ziua Handbalului German pe Commerzbank Arena din Frankfurt. Cei 44.189 de spectatori plătitori la duelul dintre Rai Neckar Löwen și Hamburg au stabilit un nou record mondial de asistență pentru un meci de handbal. Precedentul fiind înregistrat pe stadionul Parken din Copenhaga în campionatul danez, 36.000 de oameni. Interul Sânga Român, transferat în această vară de la HM Constanța, a intrat la jumătatea primei reprize pentru Hamburg. Echipa antrenată de fostul selecționer al României, francezul Cristian Godin. Șimicu a jucat bine în apărare, însă a ratat o ocazie de a marca din situație 1 contra 1 cu portarul. Din nefericire pentru el, câteva minute mai târziu a călcat pe un adversar căzut și s-a accidentat destul de serios, devenind indisponibil pentru restul partidei. Vicecampion în Germania și sfertfinalist în Champions League sezonul trecut, Löwen s-a detașat la 9 goluri până în pauză și s-a impus la final cu 28-26, bifând al patrulea succes consecutiv în Bundesliga.